imagini. Accidentul s-a produs marți în jurul prânzului pe drumul județean 701 la Corbii Mari. Un șofer în vârstă de 20 de ani, în timp ce se deplasa cu autoturismul marca Ford, nu a adaptat viteza la condițiile de drum. A pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu autoturismul Volkswagen, condus de un șofer de 33 de ani. În evenimentul rutier a rezultat rănirea a 4 persoane cu vârsta între 24 și 49 de ani. Victimele au fost transportate la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște în vederea acordării de îngrijiri medicale. Polițiștii rutieri au deschis în cauză un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Acesta este al treilea accident produs în zonă în doar 24 de ore. Luni, un motociclist a ajuns la spital în București după ce a intrat cu motocicleta într-un autoturism care nu i-a acordat prioritate. Marți, un alt accident s-a petrecut în aceeași zonă. În eveniment au fost implicate 3 autovehicule. Evenimentul s-a produs din cauza unui șofer care a intrat violent în spatele unui autoturism pe care l-a proiectat ulterior în remorca unui tir care rula în fața sa.